stropițele cu zeamă de lămâie și poftiți la masă pentru că este un preparat extraordinar de bun. Eu l-am făcut de foarte multe ori pentru că îmi place macroul afumat și combinația cu dovlecelul și sosul carbonara sunt extraordinare. Salutare și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Eu sunt Zorin și astăzi am pregătit paste cu macrou afumat. Un preparat care se gătește rapid și este foarte gustos. Dacă vreți să vedeți cum am făcut această rețetă, rămâneți cu mine până la final și dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, dați-mi un like, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele viitoare. Ingredientele de care vom avea nevoie pentru acest preparat sunt un dovlecel, două fire de rozmarin, macrou afumat, aproximativ 100 de grame, paste pene, aproximativ 200 de grame, două ouă, 80 de ml de lapte, 30-40 de grame de parmezan ras, o lămâie și o ceapă. Cantitățile pe care vi le-am zis sunt pentru două porții. În general, pastele sunt cam 80-100 de grame de persoană, iar peștele 50 de grame. În funcție de cât creșteți numărul de persoane, adăugați puțin din toate ingredientele. Ouă, lapte, parmezan și așa mai departe. O să începem prin a tăia dovlecelul, așa că spălați-l bine, curățați-l. Este alegerea dumneavoastră dacă vreți să îndepărtați coaja sau nu. Eu am să o las. Îl tai pe din două. La fel, dacă are semințe prea multe, îndepărtați-le. Tăiați-l și în sferturi. Și încercați să-l tăiați de aproximativ 1 cm grosime. Când ați terminat de tăiat dovlecelul, dați-l deoparte. Curățați și tocați mărunt și ceapa. Frunzele de rozmarin, desprindeți-le de pe tulpin și tocați-le și pe acestea. Apoi peștele, am să îndepărtez orice os. Dacă faceți această rețetă, cred că ideal este să cumpărați file de macrou afumat, o să vă fie mai ușor. Îndepărtați pielea. Iar după ce i-ați îndepărtat toate oasele, tăiați-l și pe acesta în cubulețe de aproximativ 1 cm. Oricum se va sfărâma atunci când îl vom pune în tigaie, așa că nu este foarte important cum îl tăiați. Puneți ouăle într-un castron. Adăugați peste ele sare și piper. Bateți-le bine cu un tel sau cu o furculiță. Adăugați laptele și continuați să amestecați. Și parmezan.
Iar când este gata, lăsați-o deoparte, pentru că vom avea nevoie de ea mai târziu. Puneți pastele să fiarbă în apă clocotită cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Adăugați într-o tigaie câteva linguri de ulei de măsline, dovlecelul, prăjiți-l pentru aproximativ 2-3 minute, până când începe să devină auriu, amestecând din când în când. Când dovlecelul începe să se rumenească, adăugați și ceapa. Asezonați cu sare și piper. Și mai lăsați-le în tigaie împreună pentru încă 5 minute. Când cele 5 minute s-au scurs, adăugați rozmarinul și macroul. Amestecați și mai lăsați-le împreună încă 4-5 minute. După care scurgeți pastele, dar nu aruncați toată apa în care au fiert, păstrați întotdeauna o cană, adăugați-le în tigaie. Amestecați. Stingeți ochiul aragazului. Adăugați puțină apă din care au fiert pastele. Asta pentru a răci puțin compoziția, pentru că nu vrem ca oul să se gătească imediat când îl punem în tigaie. Dacă avem o temperatură extrem de ridicată, oul se va face omletă și nu vrem asta. Este exact ca la pastele carbonara. Dacă avem lichid pe fundul tigăii, o să obținem acel sos cremos. Și începeți să incorporați compoziția de ou și parmezan, puțin câte puțin, amestecând în continuu până când obținem un sos. Am amestecat bine, sosul este destul de cremos. Luați tigaia acum de pe foc, pentru că oricum până îl veți pune în farfurii și toți vor veni la masă, se va mai îngroșa puțin. Puneți pastele pe farfurie. Asezonați cu piper. Stropiți-le cu zeamă de lămâie și poftiți la masă, pentru că este un preparat extraordinar de bun. Eu l-am făcut de foarte multe ori pentru că îmi place macroul afumat și combinația cu dovlecelul și sosul carbonara sunt extraordinare. Așa că nu ezitați să faceți această rețetă și să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți cum v-a ieșit și ce părere aveți. Eu vă urez încă o dată poftă bună și până data viitoare, la revedere și numai bine!